Restul suntem gata? Chem începi? Bună ziua, mulțumesc colegi, mass media. Deci, astăzi ne-am adunat ca să anunțăm lansarea concursului Capitala Tineretului 2024. Vreau să vă spun că una din prioritățile Ministerului Educației și Cercetării este de a susține autoritățile publice locale în dezvoltarea politicilor de tineret la nivel local, inclusiv acordarea suportului metodologic. Astfel, deja cu experiență de mai bine de 10 ani, Ministerul Educației și Cercetării, dar mai recent prin intermediul Agenției Naționale pentru Tineret, organizează concursul Capitala Tineretului și inclusiv implementarea acestui program. Deci, în fiecare an, Ministerul alocă circa 1 milion de lei pentru acest program, unde domeniul de tineret, mai degrabă spus, consiliile locale sau autoritatea publică locală, prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale, au posibilitatea de a implementa diferite programe, unde în evidență iese tineretul și deci toată societatea civilă care este implicată în acest program. Mai departe vreau să dau cuvânt domnului Ion Donea, care este directorul Agenției pentru Tineret și dumnealui în detalii o să vă relateze cum se întâmplă programul acesta. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc pentru oportunitate de a face lansarea acestui program aici, în fața presiei, pentru a transmite un mesaj foarte clar către autoritățile publice locale de a aplica la programul Capitala Tineretului 2024. Agenția Națională pentru Tineret este o autoritate publică din subordinea Ministerului Educației și Cercetării și suntem responsabili pe partea, într-adevăr, de implementarea programelor de tineret. Programul Capitala Tineretului, de fapt, este o inițiativă inspirată din cadrul Forumului European de Tineret, prin intermediul căruia, anual, este selectată o localitate din Republica Moldova, în care guvernul, partenerii de dezvoltare, organizațiile societăți civile și alți actori importanți, atât la nivel național cât și local, investesc în domeniul de tineret. Avem o tradiție, practic, din 2011, când s-a lansat Capitala Tineretului până în prezent, când mai multe localități au reușit să-și îmbunătățească partea de politici de tineret, să aloce mai mulți bani pe domeniul de tineret și să implice cât mai mulți tineri în procesul de luare a deciziilor, în realizarea diferitor activități cu caracter comunitar. Procesul de aplicare, în principiu, va dura cel puțin 45 de zile. Termenul limită pentru aplicarea la acest program este 31 octombrie 2023. În care autoritatea publică locală, fie că este primăria unui oraș, a unui municipiu sau unei sat sau comune, poate aplica la acest program, cu excepția municipiului Chișinău, care prin definiție nu poate aplica, deoarece Capitala Tineretului este dedicată altor autorități publice locale cu mai puține oportunități de a investi în sectorul de tineret. Autoritatea publică locală are obligația să completeze un formular de aplicare în care să arate câteva puncte forte. Deci, în primul rând, pe cine a reușit să mobilizeze la nivel local, și anume centri de tineret, organizații de tineret, consilii de tineret, sectorul privat care dorește să investească pe partea de tineret și să creeze un comitet de organizare sau de coordonare a programului și împreună să completeze formularul de aplicare. Totodată este important ca autoritatea publică locală să arate contribuția proprie către acest program, inclusiv contribuția financiară planificată pentru anul 2024, precum și, foarte important pentru noi, pentru a desfășura activitățile la nivel local, este salutabil și e foarte bine să dețină o infrastructură destul de bună. Când vorbim de infrastructură, vorbim de spații pentru centrele de tineret, poate să fie case sau palate de cultură, poate să fie diferite terenuri sau stadioane dedicate activităților sportive sau alt spațiu în care tinerii pot organiza diferite activități.
Noi am apreciat foarte mult, în primul rând, ca autoritățile publice locale, când aplică, să ia în considerare necesitățile locale, dacă acestea sunt reflectate într-un plan de acțiuni sau într-o strategie locală pe domeniul de tineret. Dar în același timp, vorbind de prioritățile, trebuie să fie în concordanță cu programul care sunt listate, dar și prioritățile naționale prevăzute în cadrul strategiei naționale de tineret. Una peste alta, principalele priorități se referă la susținerea diferitor programe și proiecte pentru tineret. O dedicație aparte este pe partea de proiecte dedicate spiritului civic și angajamentului tinerilor în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, am salutat foarte mult proiectele legate de inovație socială și inclusiv partea de dezvoltare comunitară. Și, de asemenea, prin definiție, noi în toate capitalele tineretului, mai multe activități de talie națională mergem să le organizăm în cadrul capitalei tineretului. Și aici este vorba, în primul rând, de Ziua Internațională a Tineretului, marcată la 12 august anual. De asemenea, este vorba de activități de recunoaștere a potențialului tinerilor pe partea de participare și alte activități, inclusiv de promovare a modului sănătos de viață. Capitalele tineretului până acum au avut o comunicare și o vizibilitate bună atât la nivel local cât și la nivel central și cred că lucrul ăsta este important. Pe de o parte, îți transmit eu un mesaj că tinerii contează, noi investim în participarea tinerilor și în dezvoltarea locală. La fel, pentru noi este important că în momentul în care o anumită localitate deține titlul de capitală a tineretului într-un anumit an, este important ca această investiție, alocații bugetare și dedicație specială a unor programe pentru tineret să continue și în următorul an. De aceea, noi încurajăm foarte mult toate autoritățile publice locale de nivelul 1 să aplice. O pot face și în parteneriat, după cum spuneam, pe de o parte cu organizațiile societăți civile, centre de tineret, consilii de tineret, sector privat, dar în același timp o pot face în parteneriat și cu autoritățile administrației publice locale de nivelul 2. Noi vom transmite suplimentar o invitație către autoritățile publice locale și vom oferi tot suportul metodologic și logistic privind completarea formularului, în așa măsură ca toate aplicațiile să fie bune și să avem selectată pentru anul viitor o capitală dinamică în care investește în tineret și se mândrește cu acest titlu de capitală a tineretului. Mai multe detalii și informații noi le vom plasa atât pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, cât și vom utiliza toate canalele de comunicare, inclusiv rețele sociale ale agenției și ale autorității administrației publice centrale de resort. Aceasta a fost pe scurt prezentarea programului Capitala Tineretului, ediția 2024. Dacă aveți eventual anumite întrebări, vă fi bucuros să vă răspund. Da, procedural cel puțin 45 de zile, deci termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 octombrie curent, iar după asta, deci o comisie, atât din cadrul agenției, parteneri de dezvoltare, Ministerul Educației și Cercetării, va analiza dosarele și în termen de regulă de circa 2 săptămâni este determinată capitala tineretului, cine va deține titlul de capitala tineretului. Un aspect foarte important este că în Republica Moldova, în luna noiembrie, noi marcăm și Ziua Națională deja a Tineretului și în această perioadă sunt organizate o serie de activități pentru tineret, iar la nivel național, la fel, avem anumite evenimente publice dedicate tinerilor și sectorul de tineret, inclusiv acordarea unor premii pentru sectorul de tineret și atunci o facem într-un mod festiv pe parcursul lunii noiembrie, când invităm și anunțăm cine este câștigătorul titlului Capitala Tineretului 2024. Ați menționat că doar municipiul Chișinău nu poate participa. Știam anterior că și cei care câștigătorii anterior nu poate participa. Este valabil și de această dată? Da, este valabil și de această dată. Deci este vorba de localitățile care au deținut în ultimii 3 ani titlul de Capitala Tineretului, nu pot aplica, ca să dăm șansa și la alte localități să beneficieze de acest suport.
Vorbind de suport, și domnul secretar de stat la fel a menționat, noi acordăm peste 1 milion de lei, poate fi și mai mult, în dependență de creativitatea și calitatea proiectelor care sunt înaintate. Și un aspect poate și tehnic, dar cred că important din punct de vedere a implementării programului este că acest suport bugetar este acordat partenerilor autorităților publice locale, adică organizațiilor necomerciale din localitatea, regiunea respectivă. Dacă puteți să ne spuneți ca o concluzie, așa, care a fost până acum cea mai activă, da? Capitală Tineretului? Unde s-a văzut cele mai bune îmbunătățiri? Nu ar fi corect să spun, să nominalizez o anumită localitate, să nu creez anumite principii discriminatorii în relația cu alte capitale ale tineretului, dar per ansamblu eu probabil aș saluta o capitale care nu aveau statutul de oraș, dar de localitate rurală, și aici am avut Varnița, am avut Sipoteni, am avut Costești, respectiv aceste sate, mă bucur foarte mult că ele au dorit să investească în tineri și doi la mână au câștigat titlul, inclusiv concurând cu alte orașe care prin definiție au un pic mai o infrastructură mai bună, mai mulți tineri și mai multe resurse. Și eu aș încuraja foarte mult localitățile rurale pentru că trebuie să investim și acolo și în special în localitățile rurale. Mulțumesc foarte mult și vă urez o zi bună și sperăm că o să mediatizați la fel și să comunicați despre capitala tineretului, pentru că se merită să investim în localitățile noastre din Republica Moldova.